Direcția de asistență socială a municipiului Timișoara începe plata ajutorului pentru încălzire și a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi și petrolieri. Beneficiarii trebuie să se prezinte cu actul de identitate în original sau cu împuternicire notarială la sediul asistenței sociale. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se plătește pentru cererile înregistrate în perioada 22 ianuarie-20 februarie 2024. Pentru cererile preluate după data de 20 februarie, plata se va realiza în termen de 30 de zile de la data transferului de la bugetul de stat către bugetul local, iar beneficiarii vor fi anunțați din timp, anunță reprezentanții primăriei municipiului Timișoara.